Adi, o victorie absolut meritată, un succes în confruntarea cu FCSB din Liga Elite Under 17. A fost un meci greu pentru noi, dar sunt fericit că am putut să câștigăm cu un scor detașat și sunt fericit că am reușit să aducem cele 3 puncte. Încă o evoluție bună pentru tine, gol marcat, ai mai contribuit și la al treilea gol și ai avut și alte câteva ocazii. Am contribuit, asta este meseria mea, să ajut și echipa și pe plan personal sunt fericit că am reușit să marchez. Cum vezi tu lupta acum pe final de sezon și în campionat și în cupă, continuați la Under 17 pentru a obține trofeele? Sunt meciuri grele, ne așteaptă acum miercuri un meci în cupă, semifinala, și trebuie să abordăm ca atare și trebuie să câștigăm. În campionat, care crezi că va fi principalul adversar la titlu? În principal, chiar nu știu, nu știu ce se întâmplă în cealaltă parte, dar noi ne facem jocul și trebuie să câștigăm. Domnule Mihu, un succes absolut meritat pentru juniorii Farului în confruntare cu FCSB din Liga Elitelor Under 17. Cum apreciați comportarea elevilor dumneavoastră? Excelentă, ne bucurăm pentru această victorie, mai ales că ne aduce matematic calificarea de pe primul loc și ne oferă posibilitatea să abordăm prima manșă din tur din cupă cu Botoșani acasă, cu un moral foarte bun. Continuați lupta pe două fronturi, și în Liga Elitelor și în cupă. La începutul acestei stagiuni ne-am creat acest vis frumos și ușor-ușor acest vis prinde contur. Sperăm ca la finalul acestei stagiuni acest vis să devină realitate. Acest final de sezon, important ca toți băieții să fie apți, să nu existe probleme. Absolut, suferim deja în poziția de fundaș central, avem două accentări exact pe poziția aia, dar Octavian a venit și ne-a adus un plus valoare echipei astăzi. Cât de greu este să reușiți să-i capacitați, să-i menține, să fie concentrați tot timpul la tensiunea partidelor? Extrem de dificil, mai ales că ei sunt și la o vârstă destul de agitată și până acum am reușit împreună să aducem un fotbal bun, un fotbal de calitate, iar absolut toți jucătorii au avut un mental foarte bun, profesionist.